Doamnelor și domnilor, aniversăm aici, la Muzeul Județean din Alexandria, unul din cele mai importante evenimente ale istoriei naționale, și anume 80 de ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, cu România. Răpită, așa cum s-a arătat, de către Rusia țaristă prin pacea de la București din 1812, în urma războiului ruso-turc din anii 1806-1812, Basarabia, acest străvechi ținut românesc, de legendă, aș spune eu, așezat între Prut și Nistru, ținut încărcat de istorie, cu pământuri mănoase și oameni harnici și blajâni la suflet, dar și al deportării în Siberia, acel pahod na Sibir, vremii de 105 ani, din 1812 până în toamna lui 1917. Iată ce spunea în acest sens, semnificația stăpânirii rusești, Ion Pelivan, fruntaș politic basarabean și unul din cei care au condus la unirea Basarabiei în 1918 cu patria mamă. Citez. Turcul neprădat, dar nu-și băga cizmele lui murdare în sufletul nostru românesc. Turcul ne dădea voie să ne rugăm lui Dumnezeu în limba noastră, de care el nu s-atingea. Turcul ne-a lăsat școala pe care am moștenit-o de la bunici, cu predarea în limba maternă, natală. El nu ne forța să învățăm turcești. Slujile țarismului rusesc însă tindeau către înăbușirea spiritului național, către izgonirea limbii noastre din școală, din biserică, din administrație. A trecut Prutul, apărând viața locuitorilor și integritatea teritorială a Basarabiei, respingându-i pe bolșevici dincolo de Nistru. La 26 februarie 1918, o delegație din basarabeni, comptorul primit și pentru a lua contact cu guvernul român în vederea pregătirii unii. La 26 martie 1918, Alexandru Marghiloman, primul ministru al guvernului României, sosește la Chișinău, unde urma să aibă loc a doua zi, pe 27, adunarea Sfatului Țării Republicii Democratice Moldovenești, a cărei hotărâre suna astfel, citez, în numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declar, Republica Democratică Moldovenească, adică Basarabia, în hotarul ei dintre Prut și Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia, acum 100 de ani și mai bine, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărească soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, cu România. Am încheiat citatul. În momentul unirii, Sfatul Țării era alcătuit din 138 de membri. Sfatul Țării era Parlamentul, practic. 26 erau ruși, iar 13 deputați au fost absenți. După votat în limba română, iar din Mandritul Gurie, o paradă militară în care trupele tineri ale Basarabiei, alături de soldații veterani care luptaseră la Jiu, la Oituz și Mărășești, au făcut să pâlpâie prin fața membrilor guvernului și a deputaților, dar și a populației strâns în piața centrală, drapelele lor glorioase și, în sfârșit, un ospăț în care s-a închinat pentru regele țării, s-a închinat în cinstea Sfatului Țării
și pentru țărănimea din întreaga Românie și pentru veșnicia Unirii. Astăzi, în preajma aniversării a 80 de ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, cu România, să ne îndreptăm gândurile către cei care, cu sângele lor, au clădit temeiul dezvoltării noastre naționale, către cei care și astăzi suferă în temnițe pentru idealul Unirii, la Ilie Ilașcu și colegii săi de suferință, pe care nu trebuie să-i uităm niciodată. Vă mulțumesc!